Întotdeauna suntem dominați de gândurile noastre. Și cu siguranță dumneavoastră care activați în grădinițe, școli primare, cei mai importanți ani din viața copilului sunt până la 6-7 ani. De ce? Pentru că aici se formează tot. Toate conexiunile, se formează atașamentul sigur. Când copilul este într-atât de încrezut în sine, deja el trece mult mai ușor în perioada de școlar mic. Dacă acasă, pentru că noi vorbim că familii monoparentale, bunei, unui plecat, altul este, poți fi și ambii. Dar dacă copilul nu sunt satisfăcute nevoile psihologice, o să fie foarte dificil ca dumneavoastră să faceți față. Pentru că, de cele mai multe ori, probabil vă confruntați copii care vă fac tot soiul de comportamente. Cu siguranță că o să le abordăm la unul dintre seminare. Da? Unde nu mai știi ce ai de făcut. Pentru că, din dată ce ai intrat în grupă, îl vedeți total diferit de ceea ce vă spun părinții. Părinții ce zic? El acasă așa ceva nu face. Corect, pentru că e de Oedipă. Cum spunea Mihai, el trăsnește. Da, fie că e băiat sau fată, dar copii este mult mai simplu. De ce? Pentru că noi activăm pe fond de furie. Emoția de furie este cea care ne împinge la violență. După care ce facem? Plângem. Spunem scuze că eu n-am vrut și mai mult nu o să te lovesc. Asta e până săptămâna viitoare. Și săptămâna viitoare iar m-am înfuriat la locul de muncă și iar vin și o trăsnesc. Paradoxul este că foarte mulți copii vedeți în grupe că ei se bat între ei. Și atunci cum îi separăm? De unde știm care e mai puternic, care este mai slab? Cumva, întotdeauna noi încurajăm prin comportamentele noastre, comportamentele copiilor. Ce faceți dumneavoastră atunci când un copil îl lovește pe celălalt? Haideți că nu vă punem note. Așa, da. Deci, ce ar spune? Care s-a întâmplat? Partea pozitivă și care partea negativă? De lovitură. Și ce s-a întâmplat? Așa. Deci, fim foarte atenți, pentru că asta înseamnă că noi cunoaștem și suntem cu doi pași înaintea copilului. Noi știm și retlicurile, ce urmărește copilul. Dacă vine copilul care are grijă bunicii de dânsul, dar ea are nevoie de mamă, de tată, de atenție, de valorizare, de lupta pentru putere, el și-o arată la grădiniță. Dacă eu mă apropii de copilul care l-a lovit și îl întreb ce s-a întâmplat, ce ai câștigat, ce ai pierdut, de ce ai făcut tu asta, cere scuze de la celălalt, ce am făcut eu? I-am încurajat un comportament problemă și ca data viitoare fix așa o stat, pentru că am văzut că asta îmi dă mie valoare. Educătoarea a lăsat toți și s-a apropiat de mine ca să mă iei la întrebări.